Păi bună ziua tuturor și bine ați venit la un nou podcast al echipei Romania Driving Experience. O să fac o introducere un pic mai scurtă de această dată. Sunt Silviu Toma, trainer de conducere defensivă și sportivă, certificat global de Academia BMW Driving Experience din Germania. Astăzi avem alături de noi un invitat special, cu greutate zic eu, un campion național absolut, pe Paul Andronic. Bine ai venit, Paul! Bine v-am găsit! Greutatea în scădere, <laughs> Greutatea în scădere <laughs> la amândoi! <laughs> da, Paul, mă rog, pentru cei care sunt mai tineri și nu știu, pentru că n-au prins vremurile în care campionatul național de viteză în coastă se numea viteză pe traseu montan, numele ăsta Andronic și Autotehnica, nume de legendă adică nu exagerez deloc, sunt nume de legendă, pentru că tatăl tău, Dumnezeu să-l odihnească, a început un proiect pe care tu îl continui acum, în urmă cu câți ani? 95, cred că a început tata proiectul legat de autotehnica, existând și o istorie înainte de 95, pe vremea când el participa în campionatul țărilor socialiste de circuit cu Dacia, adică pasiunea pleacă începând cu 77, cred că a început Tata Motorsportul. De 77 peste 40 de ani. Cam așa. Peste 40 de ani, excelent. Paul, eu am intrat în lumea asta automobilistică destul de serios și datorită ție, pentru că dacă mi-aduc bine aminte, cred că din, 2000, din 2010 până în 2012 nu am fost împreună. Exact. Am coordonat cumva. Am format o echipă. Am format o echipă, da. Uh, și m-a învățat de la curăța de anvelope, la setat suspensii, la cărat mașini pe platformă. O să dau pierd... o probă să vedem dacă mai știi să curăți anvelope. 100% mi-aduc aminte să cu... cum se curăța învelopele. Uh, și uh, mă bucur foarte tare că ai venit astăzi aici, pentru că, din punctul meu de vedere, ești unul dintre cei mai importanți preparatori de mașini de curse, chiar dacă, mă rog, în urma discuțiilor pe care le-am avut, cumva încerc să te ferești de treaba asta și o să povestim în... pe parcursul zilei de ce dar ai foarte, foarte multă experiență în zona asta, atât pe mașini de competiție cât și pe mașini de stradă și cel mai important subiect pe care vreau să-l dezvoltăm astăzi este cum modificăm corect o mașină de stradă pentru un pasionat auto și la ce se uită prima și prima dată un preparator atunci când încearcă să modifice o mașină de stradă, să zicem. Și hai să începem cu, să zicem, începutul. Povestește-ne în primul rând cum a început pasiunea pentru tine. Ok, am înțeles că ai început să mergi la curse. În primul rând, vreau să spun că și eu mă bucur că m-ai invitat pentru că pe lângă faptul că îmi face plăcere să vorbesc cu tine, îmi niște amintiri plăcute. Și atunci cred că este cusnițele cu Exact, exact, exact. Să fac o paranteză, mai țin minte că încercam să avem grijă de dieta unul altuia și eram amândoi într-o perioadă în care țineam curat, slăbisem super mult amândoi. Și, și ne... după aia am pierdut friele și, da, și acum da. re... încercăm să le recapătăm. Da, da într-adevăr, pentru mine motorsportul a început de mult timp. În primă fază ca și chibiți pentru că, așa cum ți-am spus, tata a avut o pasiune legată de automobilism înainte de 1990. După 1990, el s-a concentrat pe partea de business pe care a reușit să o dezvolte și să o aducă la un anumit nivel până prin 95-96, când a considerat că business funcționează suficient de bine și putem să încercăm să împletim business-ul cu motorsport. Și atunci, dorindu-și foarte mult să reînceapă uh, cariera lui sportivă, și-a comandat și și-a construit lancia Delta Integrale pe care o cunoști, care a fost făcută integral la Torino de oameni care asta făceau în de Abart. Mașina a venit în România în 1995, dacă nu mă înșel. Tata era îndrăgostit de ea, a făcut câteva ture cu mașina, a avut câteva discuții cu partenerii lui care nu prea erau de acord ca el să facă treaba asta pentru că însemnau niște riscuri, pentru că avea o vârstă, deja era trecut de 40 și de ani exista o problemă legată de timp, pentru că businessul nu îi permitea să fie foarte mult plecat și în urma acestor discuții și idei a renunțat la dorința lui de a redeveni pilot și a înmânat această mașină lui Victor Nicola, dacă ți -a Așa, da. Și Victor Nicola a fost cel care a redeschis drumul familiei noastre către motorsport, însoțindu-l pe el la toate cursele. Și începând cu 96, formându-se o echipă de către tata, care l-avea la bază pe Victor, împreună cu mulți alți piloți care participau în Campionatul Național de Viteză pe trasă montan. Și aici pot să-ți dau exemplu pe Teodor Gheorghe, pe Mircea Ghiță, pe Titi Aur a fost într-o perioadă la noi în echipă, Edu a fost Edustan, da? parte din echipa noastră. Și plecam toți ca o familie la toate cursele, care aveau loc peste tot prin țară. Mi-aduc aminte că erau curse la care ajungeam și 50 de oameni. Adică era o seminuntă. Incredibil. A fost o cursă odată la, la Reșița Antologică, unde, pe lângă faptul că eram mulți, unul dintre prietenii lui tata care se ocupa cu construcții avea o mașină din asta de transport, materiale de construcții, pe care uh -huh. o folosea și, o folosea și ca mașină de transport pentru popota. Okay. Și era în spate o mare container cu gheață, care de obicei venea cu gheață, băutură și pește. La cursa respectivă mi se pare că a venit și cu un porc care era băgat într-o într, -o, într -o cușcă. S-a făcut o ciorbă de pește, s-a tăiat porcul. Deci cred că s-a perindat tot campionatul la masa de la Reșița, unde nu-ți exagerez, au mâncat peste 150 de oameni. Dar oricum Neahori avea chestia asta cu fast, cu mâncare. Lui îi cu... plăcea da. foarte mult, dar atunci când se ocupa altcineva era cu atât mai bine. înțelegi? Și chestia asta nu e o poveste izolată. Că s-a întâmplat așa și la Reștița, s-a întâmplat așa și la Balvania, s-a întâmplat păi asta așa și zic. la Văneasa. Adică peste tot da. se întâmpla chestii de genul ăsta. Noi când plecam la curse, atunci aveam o bizarcă de șapte mașini toată era plină cu mașinile celor care făceau parte din echipă. Eu, în 96, eram, cred că, proaspăt absolvent de liceu, dacă nu mă înșel, tocmai am luasem permisul, că în 96 am luasem permisul și îmi doream foarte mult să merg la curse și înainte de a-mi lua permisul, mergeam tot timpul cu ei și eram împreună și uh -huh. stăteam și cronometram și vedeam e carturi și nu știu ce și mă gândeam oare când voi ajunge și eu. Și s-a întâmplat și la mine. În 97, la sfârșit, am intrat la facultate și, drept premiu, că am intrat la facultate. Fiat? Am, da, i-am spus, tata m-a tata întrebat ce vreau premiu, că am intrat la facultate și intrasem cu o notă mare. 9, 90 și nu știu cât. Și n-am stat pe gânduri, am spus că vreau să merg și eu la coastă, unde ei deja plecaseră. Era etapa de la Râșnov, de la sfârșitul 97, dacă nu mă înșel. Uh, nu Râșnov, Păiana, uh, Părurece. 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 Super. Eu eram la ultimul examen la facultate la București, am terminat examenul, cred că, vineri. Și am sunat să văd ce fac băieții și tata zice, cum a fost la examen? Zic, totul bine, am luat notă bună, am intrat, sunt intrase printre primii la politehnică. Și ce vrei să-ți iau? Zic, nu vreau nimic, vreau să mă las să vin la, la păru să mă dau și eu. Știind că aveam în curte un ritmo abart, cu care eu făcuse în școala de pilotaj, cu câteva luni înainte, pe circuit, cu mălăuți, dacă nu-mi da, înșel, exact, uh, era o școală de pilotaj care se ținea pe pământ, practic, iarbă, undeva lângă Ploiești, aeroportul de la Strășnicu. Uh -huh, uh -huh și făcusem acolo școală de pilotaj cu, cu ritmul Abart și știm că am mașina în curte, zic nu vreau altceva decât să vin cu ritmul, să mă dau și eu la coastă. N-a avut ce să-mi zică, deși nu era fan. Adică nu-i plăcea, cum nici mie nu-mi place acum să se dea filmul la curse, pot să spun, Aha, ok. Pentru că e un stres în plus, stai cu inima strânsă da, da, la coast, da, da, se da, poate da, întâmpla da, orice, da, parapeții sunt aproape, copacii sunt aproape. Adică nu este o plăcere ca să-ți vezi copilul că pleacă pe coclauri da, și tu nu clar, știi nimic clar. de el până când ajunge sus și te sună. Îl am înțeles treaba asta, dar nu avea cum să mă refuze atunci. Și m-am dus, am luat ritmul de la garaj, am plecat cu el pe roți, m triculat fiind până la rece, unde am participat la prima mea cursă. Nu mă țin minte exact ce grupă mergeam atunci, dar cert este că am câștigat grupa la cursa respectivă. Și venea iarna. Și după ce s-a terminat cursa de la Părâul Rece, care și acum o țin minte, am plecat acasă și pe drum spre casă zicea tata, da, iarna asta trebuie să facem altă mașină. Mie e dai seama că îmi tremurau toate membrele. <laughs> și am ajuns acasă, în cele din urmă, după vreo săptămână, îmi spune, am găsit mașină. Și am plecat în Italia. Am găsise un Fiat Uno Turbo, era o mașină de stradă și mi-aduc aminte și acum Undeva lângă Torino era mov mașina și așa a rămas mov, așa am mers cu ea. Mm -hmm. Am adus-o în România, am desfăcut-o complet, am curățat-o, i-am făcut motor, i-am făcut cutie, autoblocant, suspensie, custom, făcută de oram. Adică am făcut o mașină de curse corectă, cap-coadă, nu o mașină de top, dar o mașină cu tot ceea ce i mm -hmm. trebuia pe ea, cu frâne, am adaptat frâne de la Delta Integrale. Suspensia, ți am spus, era făcută custom, autoblocant corect. Un motor care a obținut atunci 182 de cai pe o mașină de 750-800 de kg era o mașină tare. Dar incredibil cum avei voie să mergi din prima cu o mașină așa puternică. Da, nu mai mă rog cum din a doua. erau oarecum. regulile, dar la momentul respectiv, dacă nu mă înșel, odată ce erai absolvent al unei școli de, de pilotaj, nu existau restricții uh -huh. cu privire la mașina cu da, care ai da, da, participa. Da, da, da. Dar vreau să spun că în anul următor a fost primul meu an complet și a fost anul în care am ieșit campion național grupa A în primul an. Deci adică era 98. de grupa A. Era mașină, de mașină, de grupa A. Grupa. Și am avut uh, bătălii destul de, uh, cum să zic, ascuțite cu competitorii de la vremea aia de la grupa A. Uh, Mi-aduc aminte de niște uh, situații în care mi-am depășit cu totul uh, limitele bunului simț pentru că îmi doream să merg atât de uh -huh. tare încât exageram de multe ori, dar nu dădeam seama că eram foarte tânăr și impetuos și la un moment dat răposatul Werner Hirschvogel, dacă ți-aduce ți aminte de de el. Mergea cu Audi Werner pe vremea aia mergea cu Golf cu Era golf, un nu, Golf da, 1 da. Este un mare pilot reșițean și mare preparator de mașini reșițean care a murit el, să o acum ar fi avut-o vreo 120 de ani. A, okay. uh, Werner a venit la mine și la tata și a zis, Horia, dragă, e nebun. E pe două roți, pe ploaie. Mi-aduc aminte că e, era viraj la uh, Reșița, în prima parte a traseului, era un viraj lung de stânga 3, așa, Plouase, era asfaltul umed și aveam niște gume noi, nouțe, de-abia mi le adusese, să numeau Michelin, pe doia și cu anvelopele alea pe viraj, eram cu două anvelope în sus, am ajuns la finish și ca printr-o minună l-am bătut pe Florin Nuță, care era cu escort de grupa A. În urcarea aia mi se pare că și avusese ceva probleme, dar oricum am venit și am câștigat grupa atunci și am câștigat și titlul, ceea ce a fost un debut în campionat... Fantastic, mine, fantastic, da, incredibil. Da. Păi bine, oricum, a, 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 tu ai evoluat super mult și ai fost campion național absolut, deci nu al grupei, al, la Open, 2003, nu? Da, cu Lancia? Da. 2015 și 2017 cu Evo. Cu Evo, 2015 am fost cu Evo 9, care ulterior l-am vândut lui Bogdan Cuzma, și anul ulterior cu noua mașină pe care mi-am construit-o, cu Evo 6, care a fost construit după. Vânzarea evo, EVO 9. 9. Da. Uh -huh. uh, printre aceste titări de campion național absolut, am mai avut multiple participări și la grupa N. Am avut scor de grupa N cu care am ieșit campion la grupa N. După aia am avut scor de grupa A cu care am ieșit la grupa A, campion de vreo două ori. Și campion de grupa H de vreo șase 7 ori. Adică am podul plin de cupe. <laughs> da, okay. da, e plin de cupe, doar că na, în România, ca asta nu, nu știu foarte mulți oameni, ca toți întreabă, de și ce câștigi la curse? O o ocupă curși, și o medalie, experiență câștigi la curse. <laughs> și Dar... datorii. Câștigi niște Clar. datorii. Cursele în România se fac din plăcere și pasiune, nu pentru câștiguri, că da. nu putem să spunem că cele mai uh, inovatoare mașini, nu, sau uh, din punct de vedere al pregătirilor, spun inovatoare, au fost Lancia, nu? Da, lancia... și apoi cele două Evo, Evo ul nou. <coughs> Dacă la... vorbim de mașinile mele, Lancia a respectat în tocmai rețeta a, care fișa. fișa de grupa A până la momentul la care am hotărât să o transformăm într-un grupa H dar transformarea în, gru în grupa H a fost estetică și motorizarea pentru că transmisia era originală abart și nu avea ce să faci mai bun mm -hmm. de atât la momentul respectiv nu existau piese să facă upgrade -uri. la motoare deja începuseră să, să se găsească, arbori biele, pistoane cu Lancia am ajuns la un vârf de performanță de 520 de cai, dacă nu mi-aduc eu aminte greșit, dar atât am avut. 520 de cai a fost vârful de putere al Lancia Însă Lancia avea un dezavantaj pentru campionatul de coastă, din cauza soluției constructive de fabrică, era foarte pătrățoasă, transmisia era egală față-spate, 50-50, și mașina era foarte brutală. În momentul în care pleca, pleca nu știa să gliseze. Uh -huh. A plecat toată de latul și nu o mai prindea. Era, eu o comparam la momentul respectiv cu uh, un leu dintre la care e greu de stăpânit, nu nu ți dă plăcerea de pilotaj, plăcerea de glisaj. Este o mașină care trebuie să stai pe șine, nu te anunță. Uh -huh. Dacă stai pe șine, faci timp. Dacă începi să faci improvizații, m-a apucat odată improvizația, eram la o cursă la Voineasa <laughs> și îmi doream eu foarte mult să merg la că am început să apară pe la televizor tot felul de Evo 5-6, cum era la vremea aia, care mergeau de la rali, rali, și am vrut eu să fac la fel. Și am început, îmi ieșea, Trebuia să anticipez foarte mult gazul la intrarea în acele de păr, să pun gazul foarte devreme, să fiu violent cu mașina, să plece ea de la uh -huh. toată. Și mi-a ieșit treaba asta de vreo șapte, opt, zece ori, până la un moment dat, la ultimul act de păr de la voinea sa. Am făcut același lucru, însă, în momentul în care am contrabarcat, am exagerat cu contrabarcarea. A lipit foarte tare fața și în momentul în care a lipit fața m-a direct i în capul de pot. S-a ridicat de curvul, metru da, și mate. Sunt am câteva post. poze și pe net, da, cred că exact. sunt, cu lancia cu botul exact. și cu fundul. Și aia fiind ultima cursă din an, am avut o iarnă în care am tot, Adică n-am încălecat când trebuia, știi? Când caz de pe cal, trebuie să încalești la loc. Așa se spune, că odată da, ce da, caz da, de da, pe da, cal, da, da, trebuie să încalești de la loc. De... exact Și a fost vreo 6-7 luni în care tot... Am încercat să nu mă gândesc la treaba asta, dar anul următor am resimțit același lucru. M-am lovit, nu neapărat că mi-am rupt ceva, am avut niște fisuri pe la clavicule, pe aici, de la centuri. Mi-a sărit sângele pe nas, dar sperietura a fost destul de puternică, pentru că s-a întâmplat la vreo 90 la oră și impactul a fost violent. M-am oprit sec. Da. Când da. După aia mi-am făcut CT-uri, toate nebunile de investigații la cap. N-a fost mare lucru, dar sperietura a rămas. Cred că l-a fost cel mai, zicem, Mare accident pe care l a avut la cursă, Ulancia, nu? nu cel mai mare, a fost cel mai dur resimțit, să cel zic. Cel mai dur resimțit. Că așa m-am mai perpelit eu de câteva ori. Una care a fost antologică și mi-a rămas, copil fiind, 19 ani, câștigasem titlul de campion grupa A cu Fiatul 1 și următorul an tata a vrut să mă promoveze în cadrul echipei și a zis hai să trecem de la Fiat 1 la Ford Escort de grupa A. Ford Escort de grupa A, care era o mașină pur sânge, cumpărată din Italia, cu cutie cu șase trepte, cu autoblocante, era o mașină top de rally uh -huh. a momentului respectiv. Eu eram nebunit să merg cu mașina. Și prima cursă era la reșița. N-am avut răbdare nici să o dea jos de pe platformă, că eu vreau neapărat să merg cu mașina. Au dat jos mașina de pe platformă, am pornit-o. Ce să încălzești roți? Ce să verifici presiunea în roți? Eu vreau să văd cum e pe viraj. Și am luat-o pe coastă la Reșița în sus și la Mișlință este un viraj renumit acolo, o șicană, stânga-dreapta. Și care trebuie abordată într-un fel, cum am învățat ulterior. Eu am descărcat mașina prea mult și am pus-o pe plafon direct. Nici nu mi-am dat seama că eram pe plafon. Erau numai ierburi pe partea dreaptă pe acolo. Când mi-am dat, seama, când mi dat seama că sunt afară, primul instinct a fost să-mi desfac centura. Ce direct găsum? în cap am căzut. Nu aveam cască, nu aveam nimic. <ră> Dai seama, nebunie. Noroc că nu mi-am rugat la momentul respectiv. Da, da. Dar uite, toate cursurile de pilotaj pe care tu le faci acum, învață oamenii să știe chestiile astea dinainte să le învețe pe pielea lor, știi? Da. Eu multe le-am învățat pe pielea mea. Da, și să revenim. Vorbeam de lance. După Ford am ajuns la Lancia Delta Integrale pe care am dezvoltat-o într-o mașină de grupa H în limitele posibilităților de la momentul respectiv, cu care am mers vreo câțiva ani. După care la o etapă de coastă de la Râșnov, Râșnov, da, uh -huh. a venit un prieten de al meu cu un Evo 9, roșu, tocmai și îl cumpărase. Eu participam în campionatul de coastă, era etapă de coastă, eram acolo cu Lancia și prietenul ăsta al meu a venit cu Evo, zice, hai nu vrei să te plimbi cu el, să vezi și tu cu mie? Zic, mă, să văd și eu cu e, că n-am mers cu Evo niciodată. Și am făcut o urcare cu Evo, ăla care mi-a rămas și acum în, în minte și în amintiri, mi s-a părut o chestie incredibilă și acum mi se ridică părul pe mâini când mi aduc aminte. Era o mașină atât de controlabilă și atât de docilă și acolo unde vrei să-i pui botul, acolo era și în momentul în care vrea să, vrei să plece, pleca controlabil. Mi s-a părut o, mașină din altă lume, unde eu eram obișnuit cu leoaica mea care trebuia să mă bat cu ea. Asta mi s-a părut că stăteam în fotoliu și mă Da, era stoc asta? Stoc, de Stoc. Și am făcut o urcare până la finish, la, la Râșnov. Am stat vreo 10 minute pe stânga, acolo, am și fumat o țigară. Mă gândeam, mi aduc -am aminte că fumam pe vremea aia, Și am venit jos și tata m-a așteptat acolo la, la intrare, pe pistă, la start. Da. Și m-am dat jos în mașină, zic tata, trebuie să urcăm împreună cu mașina asta, că nu-ți vine să cresc cum merge. Ce să meargă, că nu are cum să meargă ca lancea, că nu are cum să nu știu ce. Zic bine, hai să uite în dreapta să facem urcare. Și când a ajuns sus și tata, Zice, băi, adevărat. Zici că ești la televizor și te joci pe PlayStation. Bineînțeles că am venit acasă și primul lucru am cumpărat Evo 9 și ne-am apucat să modificăm. <laughs> <laughs> și așa a început aventura Evo 9. Dar l-am cumpărat în America. A venit după vreo două luni, mi l-a adus. E nașul ăsta care e la, Bogdan uh, e la, la, Bogdan, Bogdan. Da, e la okay. Bogdan acum. Ne-am apucat, l-am desfăcut complet și am folosit la momentul respectiv tot ce era mai nou, ca și tehnologie. Să ne... că... Adică, poți să-mi zici câteva uh, modificări din astea? Știu, parcă ai construit și uh, bascule, pardon, și punți din. Uh, sau Tot ulterior. a fost făcut pe etape. Pe etape. În prima fază, când am adus mașina, am dezbrăcat o cheală, i-am montat roll cage, i-am pus un pedalier de curse de la APRS, într pe podea, am montat scaunul, i-am făcut un motor înțepat așa la vreo 400 și ceva de cai. Dar și motorul, ca... din ce știu eu și ce povesteam noi atunci, nu era de Evo, nu? Nu lucrase pe motor de Evo? era ba, nu, era motorul a, de A, deci Evo. nu era blocul la 2-4? după aia 2, am trecut, 2, okay. în anul următor am făcut upgrade-ul. La momentul respectiv am făcut o Mitsubishi Entry Level, așa. Uh -huh. Tata era un tip conservator și nu i plăceau lucrurile pe care nu le palpa, nu era nici un mare fan al calculatorului și internetului. Ah, okay și nu avea surse de informații atât de multe pe câte aveam eu. El vrea și știa foarte bine. El a trăit cu Italia, cu Lancia, cu încă din 70 de când visau ei la Alfa Romeo și la Lancia și bineînțeles că cunoștea foarte bine. Avea foarte mulți prieteni în fabrică la Lancia, avea foarte mulți prieteni în Italia. Noi când aveam de făcut software pentru Lancia la momentul respectiv, foloseam un calculator care se numea IAV90. Calculatorul ăsta era un calculator dezvoltat de Marelli special pentru fabrica uh, Abarth. Okay. Și nu putea fi programat decât de un singur om, care se numea Joe lacheza, care și el a decedat, Dumnezeu să-l ierte, care ulterior a devenit prietenul tatălui. Și Joe venea de fiecare dată când aveam nevoie noi de făcut ceva la lance în România, pentru că îi plăceau mult în România, îi plăceau mici, ciorba de <laughs> Și venea să ne facă ce aveam de făcut la mașină, după care stătea cu noi în weekendul respectiv la cursă și repleca. Așa că lancia a fost dezvoltată la nivelul cunoștințelor pe care le aveam din Italia. Când am trecut la Mitsubishi, am început eu să mă implic mai mult pentru că aveam acces la internet, aveam acces la multe informații și am zis hai să o facem încet, încet. Ne-am luat ultimul motec m 100 ne-am luat suspensie, ne-am luat motor. Am făcut o mașină mișto. Primul an la momentul respectiv a fost un an de teste. Suspensie, scuze, mă suspensie, ceva super evoluat sau tot așa, ceva făcut custom doar să o alt în, să o porți. La momentul respectiv, din câte mi-aduc eu aminte, cred că ne comandasem un KV. Un cave, care era făcut custom, pe înălțimea mașinii, nu cu foarte multe uh -huh. reglaje, că cu cât ai mai multe reglaje, cu atât te încurci în ele. Știu, mi-aduc aminte că, ți că ți aduceam, mai dai două clicuri, da, mai dai înapoi, da, mai, mai, mai dai trei da. sun, mai Exact, <laughs> exact. Și uh, am făcut primul an. Al doilea <laughs> an, din păcate, tata s-a îmbolnăvit și eu am rămas cu businessul pe care trebuia să-l și conduc. Pasiunea cu mașinile de curse era în creștere și nu știam cum să fac să fac mașina Suntem mai parți. tare. În acest lași timp tata era bolnav, trebuia să mergem pe la doctor. În fine, și în anul respectiv l-am luat ca și ajutor și, cum să zic, sprijin tehnic și moral și mi-era și prieten și foarte apropiat, răposatul Vlad, Vlad Valiz. Și vădut s-a ocupat de partea de service. Eu Da de ia... unde era? Adică Vlad cum a apărut în viața ta? Mergea la curse, ne era Nu de foarte mult timp. Vlad, când l-am cunoscut eu, în 95 cred că era anul ăla, era mecanicul lui Stan. Ah, deci era mecanic de curse, Era mecanic de curse. De curse. Okay. Exact. Între timp el evoluase, fusese prin Germania, făcuse niște cursuri, lucrase la Gatmov, avea okay. o oarece experiență. Mm -hmm când tata s-a îmbolnăvit în 2009, Vlad fiind un prieten, am zis, bă, am nevoie de ajutor. Vin în și ocupă-te de ce înseamnă atelier, service, mașini de curse, să facem împreună. Și am început un proiect mișto împreună. Chiar era un proiect care avea potențial. El era un tip foarte perfecționist, era foarte muncitor și din păcate nu mai e printre noi, printr-un eveniment tâmpit și tragic. Dar... Da, Mi-aduc bine aminte uh i s-a făcut rău în somn? Da, a mâncat a... destul de târziu noaptea, a vomitat în pat și s-a înnecat cu propria vomă Incredibil. în timpul somnului. Un băiat sănătos, țapă la 26-27 20... de ani. Ceva de genul, da, mi-aduc aminte. A fost un eveniment care ne-a marcat pe toți. Și în anul respectiv cu Vlad am hotărât să dezvoltăm Evo mai mult decât era la momentul respectiv. Și am început să căutăm body kit am început să căutăm alte soluții de calculatoare, frâne și căutând am găsit. Am venit cu body kit lat, am venit cu alte suspensii, am venit cu alt motor. Am ajuns deja la momentul respectiv, la 600 și de cai. Dar asta era deja blocul ăla de 2.4, de ce era? Este tot un bloc de Mitsubishi. Tot de Mitsubishi. Dar nu de deal, Se monta pe Galant la momentul pe respectiv. Galant, okay. Era un motor care se numea 4G64, care e folosit de tunării de Mitsubishi în toată lumea. E mai rezistent? Că nu neapărat că e mai rezistent, e mai înalt cu 6 mm. Și fiind mai înalt okay. cu 6 mm, îți permite să ai Biela mai înaltă cu 6 mm o bielă mai înaltă presupune un efort de torsiune mai mic pe arbor cotit la momentul întoarcerii pistonului. Ați și înțeles, atunci, na? da, dezvoltăm. Dacă Eu am vrei. înțeles, dar nu am că am cât de cât așa cunoștințe și... Și am hotărât atunci să mergem pe, pe varianta asta de bloc. Ne doream ture mai multe, ne doream multe, multe lucruri. Și am reușit să le obținem. Dacă anul, anul respectiv a murit Vlad și nu am mai terminat campionatul. Anul următor am mai continuat cu, cu dezvoltarea și cred că a fost anul în care am ieșit prima dată campion, cu cu Eva. Cu Eva 2013. În 2013, da. Uh -huh. campion național, absolut campion național că la H, H ai fost înainte. La tot H a fost mult înainte. Am fost și cu, tot cu anul ea. anterior, da, 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 cu da, cu da, ea. Da, exact, da, 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 exact. Și oricum era acolo, cred că ai fost pe doi la open sau pe 3. ceva de genul. Aveam o bătălie constantă cu cu Hora, la momentul respectiv da. care era cu Lola. Și în 2015, în 2015, da, 2015, nu? Da, 2015 a fost primul. Nu, 2013 prima dată. Nu, 2015, no, 2015. Part 2015, part da, 2015, 2015 da, da, da. A fost anul în care am câștigat primul titlu de campion național absolut cu, cu Evo 9, care s-a decis la ultima etapă de la Poiana Brașov. dacă-ți aduce aminte. Da, a fost da, o da, bătălie da, curăduită da, 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 pe da, da, ultima da. cursă, a fost o bătălie infernală care nu o a uit niciodată. Tot în anul respectiv, nu, cu un an înainte, a mai fost o cursă pe care nu o să o uit niciodată, la Sinaia. Dacă ți-aduce aminte, când, când am -a lovit mașina, eu și tu ai exact, lovit-o. Exact, exact. Când a ai în primul viraj și eu am dat cu ea în, în parapet undeva în postul 5-6, nu mai mi-aduc aminte. Da, după mănăstire, viraj de stânga, urca și era un vârf de pantă cu dreapta, imediat acolo ai exact. dat de de la parapet Și de atunci a... A fost momentul când am zis... Atunci m-am lovit destul de tare, pentru că m-au coaste, coastele, se da, 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 coastele da. și multe luni am da. suferit. Și cursa respectivă, s-a soluționat printr-un miracol. Am venit cu mașina jos, era desfigurată. Roțile se uitau care în control. ți am poze aminte. cu uh, Power Tape din ăla. Și voi v-ați apucat ta, toți da, că, că da. eu vreau să plec acasă. Da. <laughs> și voi v-ați apucat toți cu Cornel încă pățânați, <laughs> Da. Hai să o da, facem. Da, da, da. cu pomnitur. Popnituri, cu... popnituri îndreptat, schimba bascule, nu știu, ce, și cursă, să <laughs> am câștigat. Ai câștigat o ah, și pur. atunci mi se pare că s-a și hotărât exact cum ai spus tu, da. Era cu da. un an înainte, câștigase da, în grupa H așa. Și după aia în 2015 la Poiana Brașov aveam bătălie la sutime cu, cu răduți. Era o, ne, o nebunie. Și în antrenamente eram foarte, foarte aproape. Mi-aduc aminte și acum. Și în prima manșă de concurs am zis ce-o fi, o fi. Ori la bal, ori la spital. Ori o facem pachet, ori o facem pachet, ori ne întoarcem cu ea acasă cu coroniță, știi? Și în prima urcare am obținut un tip, ca, timp care la momentul respectiv era foarte bun. Era un 2... 16 sau 2017, ceva de genul ăia, unde da. noi până la antrenament eram la 2.21, 2.20, adică eram 4 secunde mai sus. Și în manșa de concurs am zis ce-o fi, o fi. Când am ajuns la finish, l-am așteptat și pe rădus, rădus era mai lent cu vreo 2 secunde. Și el s-a făcut verde când a văzut ce timp făcusem în mă făcuse în verde că nu știam cum am ajuns <laughs> în sus, înțelegi? Și a doua urcare, dacă nu mă înșel, m-a bătut el, dar m-a bătut, am urcat amândoi a la 2.18, da. pe că se făcuse frig afară, nu mai era aderența care trebuia să fie și m-a bătut cu o zicime. și la momentul respectiv s-a adunat timpii uh -huh. și am reușit și am câștigat și titlul și cursa, da e o cursă memorabilă care nu da, o da, 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 da. Și Răduț oricum era foarte, dacă ți aduce aminte, mamă, era super bătăios. Da, foarte impetuos, mergea foarte bine, da, foarte, da, foarte da, bine da. mergea. Întotdeauna el avea un material de concurs, poate un pic sub al meu și sunt conștient de treaba asta, dar era foarte, foarte muncitor și, uh -huh. și serios pe ce, ce vrea să facă. Aia a fost cursa mea. Na. După care, 2015, s-a terminat cursa de la Poiană. Tânărul Bogdan Cuzma, care era la momentul respectiv tot în prejurul nostru și în echipa noastră, pentru că ocup ne ocupam de construcția Clio-ului lui. El mergea cu uh -huh. Clio foarte tare la momentul respectiv. Și la sfârșitul 2015 a zis că vrea să sară și el la grupa mare, că nu mai vrea Clio, vrea Mitsubishi. Și atunci am făcut Rocada și Mitsubishi a ajuns la el, urmând că eu aveam de în cap treaba asta. Vreau să vând mașina, dar de ce? Nu că nu-mi plăcea foarte tare mașina. Mi se pusese mie pata că e prea grea și vreau 100 de kg mai jos. Și nu și aveam nu avem de ce de unde. să dau 100 de kg mai Și aici stai, deci știu că ai făcut să-i o punte custom din cromolib din parc. Toate punțile, și fața și spatele A, erau făcute de erau... custom din cromolib de noi pe matriță. Avem și acum matrițele. Dar scuz, scu, fac o paranteză, că e, e un aspect important. Deci atunci când vrei să faci o punte custom, da? de unde îți iei aceste informații? Adică cum știi tu, adică măsurătorile, greutatea, să nu fie dezechilibrată, să cum, adică dă-mi un exemplu. Nu poți să fac oricine asta, asta e clar, da. Clar că nu poți matrița să Matrița fac. Aia, Depinde cum? De ce, totul pleacă ca în orice de la obiectivul pe care tu îl urmărești. Ce ți dorești tu să obții sau de ce vrei să faci acea punte tubulară? Și tu de ce ai vrut să o faci? Eu am vrut pentru că vreau o punte mai ușoară. Și atunci am luat puntea de serie, i-am construit o matriță pe prinderile originale uh -huh. ale punții de serie. Anii următoare am modificat și asta, dar o să-ți povestesc. Uh, am construit uh, această matriță. Plecând de la matrița respectivă, am încercat să construim o punte tubulară din cromolibden, care să fie cel puțin la jumătate ca și greutate. Okay, cromolibden... Și am făcut niște calcule de rezistență. Cromolibden e un material foarte rezistent și foarte ușor totodată. Adică în comparație uh. cu fierul, la jumătate din greutate e la fel de, de dur. Exact. Excelent. Exact. No. Și am construit o, o punte pe care am folosit-o an la rândul, care ne-a fost foarte utilă și, într-adevăr, era mai ușoară jumătate, că asta îmi doream. Anii următori am făcut niște pași înainte, pentru că nu mai era suficient să ne folosim de prinderile originale. Am vrut să ridicăm centrul de greutate, am tăiat caroseria, am mutat puntea mai sus, am modificat, am făcut și alte modificări. Să ridici centrul de greutate. Uh, practic să cobor centrul să de greutate al mașinii, dar coborând centrul de greutate al mașinii, toate elementele care erau în partea inferioară a ei adică punte, bat, brațe și așa dădeam cu ele de pământ. Și atunci puntea trebuia să o ridică. A ridicat puntea. Uh, exact. Da. Nu că ai centru de greutate și de-aia. Nu, da, am okay. vrut să zic că am vrut da, să da, ridicat da, puntea, da. da. Uh, asta a fost motivația pentru care noi uh, am ajuns la modificările astea. Și încă o dată spun în orice fel de pregătire de mașină, trebuie să-ți stabilești primul lucru, obiectivul, obiectivul. pe care vrei să-l atingi. În momentul în care ai obiectivul, după aia îți faci uh, foaia cu pașii pe care îi ai de parcurs ca să-ți atingi obiectivul respectiv. Dacă obiectivul nu e bine definit de la început, nu ai cum să-ți ce vrei. Mm -hmm. bâie, Și exact. cred că mai avea o modificare mă rog, care mi-a făcut mie foarte mult atunci explicația, dar o să vreau să o faci tu. Știu că pusei alternatorul numai da. A, a, fost, în spate. a fost o invenție pe care am folosit-o vreun an de zile uh, Un alt obiectiv pe care îl aveam Era să modific repartizarea maselor față-spate Pentru că Evo de serie vine cam 60-40 Față-spate exact. fa Greutatea 60 pe față, față este 60 fa pe spate. Ceea, ceea 40. ce e normal când am motor pe exact, față cutii, exact. da. Și făceam toate calculele posibile Ca să o aduc mai spre 65% spre, spre 55-45 să reușesc să... Te duci la 50 Să 50. mă duc la 50-50. Ceea ce era absolut și imposibil. Și scaunul știu că era adus spre centru. Făcut și în, poziția, în anul da. respectiv am modificat toată caroseria și partea interioară și partea mecanică ca să ajung la obiectivul pe care mi-l doream. Am mutat scaunul mai în spate preț de 15 cm, am tras pedalierul după mine 15 cm, am lungit coloana de volan 15 cm, am montat alternatorul pe diferențialul spate și eram vârtit de către cardan, Fiind... Asta înseamnă că trebuie să mergi. Exact. Nu fă încărcat decât în momentul în care mergeai. Și eram disperat pentru că mă chemau la start și stăteam în start și nu puteam să plec și bateria să golea. Da. Pentru că mă chemau la start mai devreme decât era timpul meu de plecare și eram da. un nebunit ce fac să nu... Tot timpul păi nu știi stăteam... Că stăteam... mereu cu exact. ceasul. Hai, dă uităm, dă acum da. acum să rămâi fără baterie în start. Da. Dar după anul respectiv ne-am dat seama că știgul era mult prea mic față de efortul pe care trebuia să-l depunem. Dar nu era ceva legat și de performanța motorului, ca alternator, mă rog, nu mai era lipsea o curea de acolo. Modificarea mică, adică există această implicare, dar în lanțul total cinematic, consumul ăla de alternator uh -huh. tot acolo ajunge, pentru că motorul învârte cardanul, uh -huh. cardanul învârte alternatorul, alternatorul practic când încarcă el face o frână electrodinamică uh -huh. da. care Până la urmă, tot asupra motorului se răsfrânge. Există și un mic avantaj, dar, în film, okay. Nu este important. Deloc da, dar inovația car... a fost. Inovația știi, a fost, și... da, da. da. Dar ai văzut, prin inovațiile astea, ne-am dat seama că nu prea e o chestie utilizabilă. Da. Eu, cercetând și căutând, am mai găsit oameni care făceau treaba asta la diverse competiții, dar pe circuit, unde nu te oprei. nu aveai de ce da, să stai. Da, Odată da, da, ce da, luai da. startul, mergeai 3 da. ore în continuu și cardanul. Își făcea treaba, am alternatorul și mergea. Uite, vezi, oamenii nu înțeleg că toți banii ăștia pe care îi bagă un om ca tine, dar fie că lucrează în domeniul auto sau, mă rog, în orice alt domeniu, se traduc mai târziu într-un cost mai mare atunci când vine un om la tine să-și pregătească o mașină. Pentru că toate aceste investiții, nu? Pe care tu le. Au fost, de fapt, niște pierderi. Experiență, de câte motoare da. am stricat până am învățat să facem motoare de Mitsubishi. Pentru că în primul an, când am făcut primul Mitsubishi Evo 9, am spart vreo 3-4 motoare și nu știam de ce. Ajungeam la cursă și motoarele costau, adică biele, pistoane, blocuri, erau costuri mii de serioase, euro. mii de euro. Și se spărgeau motoarele și nu reușeam să înțelegem de ce. Eram în ceață, primul motor l-am spart la Câmpuluncă, al doilea l-am spart la uh, Rânca. Și după o cursă în care am spart motorul la Rânca, tăteam cu tata și cu Petre, care era mecanicul meu pe vremea Dumnezeu să-l odihnească. Petre, Petre Popescu, da. Am ce dracu facem, că toleranțele sunt corecte, uleiul e corect, pompa e ce trebuie, ce se întâmplă? Și eu tocmai luasem un bord care a la momentul respectiv, un AIM cu achiziție de date, cu care mă certasem cu tata, că ce dracu trebuie bord cu achiziție de date, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Și mi-l montasem eu pe mașină, aveam senzor de presiune de ulei, senzor de presiune de benzină, toți senzorii erau stocați în bord și făceam acolo o achiziție de date. Și mi-am descărcat fila din din bord și stăteam, mi-aduc aminte și acum, la o pensiune la, la Rânca. Petre făcea mâncare, că era plăcerea lui să gătească și eu stăteam cu tata la masă și mă uitam pe laptop la logare. Și nu știu ce drag cum vine, am suprapus geurile pe viraje stânga-dreapta cu presiunea de ulei. Și în momentul respectiv... Pe virajele de stânga, a, În momentul respectiv am văzut că pe toate virajele de stânga era roșu. De asta, în nu? momentul în care presiunea scădea sub un bar, curba devenea roșie. Și mă uit la primul, văd roșu pe stânga, roșu pe stânga, roșu pe de ce doar pe stânga? Ca să realizăm că odată cu creșterea lățimei învelopei, aderența a crescut în consecință, geurile pe viraj au crescut în consecință și atunci uleiul, un loc să stea în baia de ulei în dreptul sorbului, începea să urce pe pereții blocului și la 7-8 mii de ture, dacă nu mai e ulei la sorb, nu mai are cine să lungă. Și uite așa, Azi am, am ajuns la carte ruscat <laughs> și am scăpat de problema asta. De atunci n-am mai avut niciun fel de problemă de genul ăsta, dar experiența asta și învățămintele astea au costat bani serioși. Zeci de mii da, de euro în timp. Da, da. da, așa este. Ultima mașină care ai câștigat în 2017 a fost un Evo 6, nu? Așa cum îmi spuneam după ce am vândut Evo 9, mi-am dorit o mașină mai ușoară cu 100 de kg. Are Evo 6 de serie, e mai ușor cu 100 de kg. Construit el din fabrică da. mai ușor, pentru că în praguri, în loc să fie 4 dubluri, sunt două... 2... Mai multe motive. Da. Evo pe care ne-am apucat să-l dezvoltăm plecând de la cunoștințele lui Evo 9, încercând să implementăm ce era mai bun în Evo 6 și să ne folosim de greutatea redusă a acestuia. Între timp apăruseră niște upgrade-uri de electronică, atât de la Motec cât și de la ceilalți furnizori. ai noștri și am reușit și am făcut o mașină updatată nivelului 2016-2017. Mașina mm -hmm. cu care în 2016 am făcut doar două sau trei curse de teste. așa. Cam ter Noi ne-am apucat de muncă la ea după ce am vândut-o lui Bogdan deci prin decembrie 2015 și am terminat-o complet prin septembrie 2016. Deci nu am apucat să facem tot campionatul 2016, dar am făcut niște curse de teste. Aici, la mașina asta, am venit cu alte invenții. Am mutat radiatorul în spate pentru că iarăși vreau să mut din greutate către puntea spate. Și am mutat radiatorul de apă și am folosit o pompă electrică de apă care să plimbe prin tot circuitul, pentru că pompa mecanică nu avea suficient debit și presiune ca să poată ducă apa atât de departe mm -hmm. și după aia am construit niște canale prin geamuri și prin uși ca să, ca să reușim răcească. să intrăm cu aerul mm -hmm. în mașină, să răcim antigelul. Uh, am venit cu un sistem, o cutie de viteze nouă, cu padele hidraulice, cu update-uri la nivelul 2017 și am reușit în 2017 să ne luăm înapoi titlul de campion A, național. Deci, uh, cutia de viteze de pe 9 era diferită față da. de cutia de viteze de pe 6. Da. Știu că mergeai cu MacTrack, nu? Inițial am mers cu MacTrack pe Evo 9, care era o cutie extraordinară și producătorul acelei cutii se numea John McIntosh. Un tip extraordinar cu care am dezvoltat împreună cutia, pentru că el era în primă fază de proiectare și construcția cutiei respective și nu știa de ce se va lovi în viitor. Eu am fost unul dintre primii lui clienți și el gândise cutia de viteze pentru anumite puteri și cupluri pe care eu le depășisem și s-a întâmplat de vreo câteva ori să rupt pinionul pinion, la, da, la, întâia, -aduc aminte, la da. a doua și tot timpul John m-a sprijinit și a făcut un pinion mai lat, l-a redus pe la de marșărier ca să aibă loc pinionul de-a întâia, pinionul de, întâi, de marșărier uh -huh. era unul lângă altul. Și am spus, băi, John, vreau pinion mai lat, că nu, țin, nu ține dantura, se rupe, avem roți de 2,65, avem cuplu, rezolvăm. Înjumătățim pinionul de marșarier, că oricum nu se trebuie acolo, merge încet și nu mai ai nevoie de cuplu, și facem pinionul de întâia, la dublat. Era o mamă de pinion, de tractor, n-am mai cedat -a nu, la în viața -a -a. Lui. Nu. Și, din păcate, John a decedat și el printr-un accident tâmpit. A avut un accident auto în care și-a rupt piciorul, nu s-a dus la doctor suficient de repede, și parte din măduva, osoasă ceva, a intrat pe o venă de sânge și a făcut embolie pulmonară. Incredibil, da. da, deci. O tâmpenie. Motiv pentru care, când am schimbat mașina, am schimbat și cutia, am trecut la Caps, de care am fost foarte mulțumit. Caps? Da, Caps. N-am auzit de caps. Mă rog, dacă am Acum Capsul era un producător renumit la momentul respectiv, s-a despărțit în două companii Că avea doi acționari care s-au certat și fiecare a luat pe drumul lor, dar amândoi fac de viteze Și uh, Capsul dezvoltase o cutie dedicată pentru sistemul hidraulic de padele Practic, din câte știi, cutiile secvențiale care se folosesc pe mașinile de curse Pot fi controlate prin padele care uh -huh. pot fi de două tipuri pneumatice sau fact. hidraulice. Da. Cele pe aer, folosesc un pistonaș de aer Mac care să mișcă înainte și înapoi. Da. Era uh, un sistem nu al unui Mack se numea GearTronics. Ah, Gear... l-ai cumpărat separat El tot tot cu, separat. cu... Exact. Da, mi El aminte, doar îl da. legai de ieșirea de la cutie, ți-l programai și după aia folosesc. Veci... Exact, da. exact. Capsul, în schimb, a venit cu un sistem un pic mai deștept, mai deștept, nu neapărat mai deștept, dar cu timp de schimbare mai rapid. Pentru că sistemul hidraulic, spre deosebire de sistemul pe aer, este ajutat de imposibilitatea compresiei lichidelor. Un lichid nu poate fi niciodată comprimat, spre deosebire de aer, care poate fi comprimat. Și atunci ei foloseau sistemul ăsta hidraulic, un pistonaș care se afla în cutie, care mișca înainte și înapoi sub acțiunea forței lichidului uh -huh. creată de o pompă, care făcea cam 90 de bari. Oh. Ceea ce era o presiune... Astfel, obținând timp de schimbare foarte, foarte rapid. Și la mașina nouă am trecut pe sistemul ăsta. În fine, multe alte inovații care ne-au adus în 2017 un nou titlu. Acum, 2018, dacă nu mă înșel, 2018 a fost anul în care uh, business-ul meu a luat o turnură. Care nu prea mi-a permis să fiu foarte prezent la curse, pentru că a trebuit să ne relocăm, uh -huh. a trebuit să ne construim o hală nouă, am fost implicat mai mult în partea de construcții și de relocare. 2019 am încercat să revin la curse, dar am avut un accident nefericit Acum, când da. eram în dreapta cu un prieten, niște teste. Și am avut degetele rupte, am avut două coaste fisurate, am avut două vertebre la coloană fisurate și nu prea mi-a stat în, în, mașina de curse. 2020 a venit pandemia. iată -ne în 2022. Iată -ne în 2022. Și una dintre întrebările celor pe care am întrebat eu un story ce vor să, să te întrebe a fost dacă te gândești să revii. Mă, în ăștia... <laughs> patru ani de pauză, așa, m-am cam Te băvălit. da. Băvălit. Nu, neapărat că m-am vălit. Plăcerea de a pilota și sentimentul pe care îl ai într-o mașină de curse, nu o să-ți dispară niciodată, asta este clar. Cel puțin mie, n-are cum să-mi dispară. Însă, poate că și îmbătrânind, fiind o perioadă mai departe de, de fenomenul ăsta, am început să cuantific mai bine riscuri, costuri, implicări, timp, care nu mai sunt așa de la îndemână cum erau acum 5 ani. Dar adică, poate la circuit, nu știu, la un... Clar îmi doresc. Și dacă nu îmi doresc, acum fac pași în care să mă duc și să fac, cine știe, vreun uh, cursă dintre asta de anduranță, anduranță. cu simul. Da, 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 Să da, mergem da, împreună, da, da, da. Part... adică nu voi sta departe de fenomen dar nu mai vreau să merg la curse și să muncesc și să fiu stresat și să mă scol cu noaptea în cap și să stau nopțile să repar mașina. Vreau să fac cursele relaxat, de plăcere, fără... Să fiu un gentleman's driver. Da, ceva de genul ăsta. Cam și... cum erai când îți coordonam eu echipa. Exact, exact. Numai că atunci se întâmpla să se mai strice mașina și mai munceam. Dacă mi-a schimbat mașina, mi-aș lua ceva care să nu se strice, Adică, făcute de fabrică, uh -huh. deși mașinile făcute de fabrică nu mi-au plăcut niciodată pentru că nu ți dau posibilitatea să, să pui un... amprenta personală, da. să-ți le dezvolți cum vrei tu. Însă, orice fel de pas în stânga sau în dreapta pe care îl faci față de ce a făcut fabrica, înseamnă posibilitatea de a se strica, riscuri suplimentare. Așa, în funcție de buget, îți iei fie, nu știu, un fiesta r 3 sau un Ferrari 458 sau un Porsche GT4 care sunt dezvoltate de competiție de și care fac teste și știu exact cum să dezvolte piese pentru ele și nu trebuie să te apuci să dezvolți cine știe ce mașină cu piese de până America care sunt făcute bine sau nu sunt făcute bine care țin sau nu țin uh -huh. adică am ajuns la vârsta la care apreciez mai mult plăcerea de a sta volan, la volan și a pilota, decât a sta și, surubări a surubări și a surubari și a programa și nu merge elasto și nu merge la un control și nu merge dragi Bălțați și nu... M-am săturat, nu da. mai vreau. Dar pe mine oricum m-ai băgat, băgat în, în filmul de, de atunci. Nu știu, Dobrescule, pe tine nu te-a băgat? Nu. <laughs> da, mi-aduc aminte și că... Și pe mine m-am băgat. -am și în ploaie, frate, de drag. Exact. Adică exact. mi-aduc că eram us la picioare și nu aveam nicio Dar treabă. Dar cred că era și vârsta, că eram tineri toți. Tineri mm, și nu eram foarte, foarte tineri. Nu aveam 18-19 ani totuși. Dacă da, aveam 18-19 ani, eram la gagici, nu eram la curse. Da, exact <laughs> Zim și mie, care -i părerea ta? Bine, eu știu care-i părerea ta, dar întreb asta pentru ascultători. Uh, talent versus muncă? Talent uh, În neplăcaj, tere. Da. Mm, eu cred că 80% muncă, 20% talent. În alte sporturi, munca e mai importantă de 80%, bate spre 90-95% și rămâne doar 5% muncă. De ce îți talent. Spun, a... 5% talent. De ce îți spun treaba asta? Pentru că în perioada asta am început să urmăresc foarte mult tenis. Tenis de câmp. Și acolo se vede foarte clar că cei care muncesc într-adevăr, poate că deși nu au avut talent și nu știu dacă ai citit sau te-ai documentate despre sportul ăsta, sunt mulți care își doresc foarte mult să facă treaba asta și în primă fază nu au talentul să o facă, dar ulterior, prin muncă, dobândesc skillurile uh -huh. de care au nevoie. Așa e și în motorsport. Kilometri în picioare sunt cei mai importanți. Și se vede asta în orice campionat, se vede și la noi. Uite-te la Simone, da? Câți kilometri face Simone într-un an? Poți să-l compar pe el vreodată cu cei care fac un sfert din kilometri pe care îi face el? Da, și eu mi-aduc aminte de Simone, că mergeam cu Răducu, al nostru, da. mergeam acolo în groapă la Sibiu și mi-aduc aminte că ăsta Marco venea cu Simone, și adică lui Simone nu-i plăcea, el plângea, nu voia să meargă la curse, știi? Și tot așa, ușor, ușor, și avea așa o super mașină, mă știu ce avea, un Peugeot 208 GT, nu știu, era ceva, oricum o mașină tare față de mașinile celorlalți. Și totuși, adică avea toate posibilitățile financiare și absolut toate resursele, dar lui nu-i plăcea. Da. Și iată că după vorba ta, kilometri, 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 eu cred că în momentul ăsta nu. Da. Da. Adică ani, ani buni de acum încolo nu cred că se atinge nimeni de el în România. Clar, Afară, nu. clar. Pentru că a dobândit experiență, kilometri da. mulți în picioare. Bugetul este la fel de important în motorsport, pentru că degeaba faci kilometri dacă nu poți să susții... O mașină sărită și făcută daună totală. Da, da, clar, eu clar, clar. Eu mi-aduc aminte foarte bine în vremea când mergeam noi. În primul și în primul rând ne gândeam cum să facem să nu dăm cu ea, că dacă dădeam cu ea, un an să team acasă. Da. Acum, chestia asta te privează de pofta de risc, știi? Evident, adică evident. În motorsport, câteodată trebuie să-ți asumi și niște riscuri, dar trebuie controlate. Adică să-ți le asumi când trebuie și să nu sarcalu. Nu știu dacă știi, era o poveste pe care am auzit-o legată de Federer, că tatălui era banchier în Elveția și el își dorea foarte mult ca fiul să facă tenis. Și l-a tot dus pe la diversi profesori care i-au spus fiecare la rând că nu are nicio șansă, că nu este apt pentru sportul ăsta și că degeaba își bate cap. Și în ultima fază ar fi hotărât să se mute împreună cu familia în Australia, unde au zis el că este o școală de, de tenis foarte bună să-l ducă ca și ultimă resursă în, în Australia la școala asta. Înainte să plece din Elveția, a zis că mai face o experiență, mai încearcă un profesor la care s-a dus și profesorul respectiv a reușit să vadă ceva ce trebuia în, în Roger. Și i-a spus: Mai ai răbdare un an, lasă-mi-l pe mână să vedem ce reușim să facem. Și așa a reușit să ajungă Federer unde este și a fost. Dar vezi cât de important e să te duci la omul potrivit care exact, să știe ce să observe exact, și exact. ce să speculeze. Și unde să pună piciorul ce să... pe da, gaz. Da, 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 incredibil. Așa este. Bun. Uh, hai să ne gândim așa la un debutant sau un aspirant de motorsport care vrea să zicem să înceapă cu trec de iuri. Care ar fi modifică sau de, de unde începe tu pregătirea unei mașini ceva medium budget, nici... Ferrari, dar nici Golf 4. Hai să ne gândim la, nu știu, un BMW uh, seria 3, e, seria 2. Pentru mine time. acum lucrurile sunt exact în faza asta cu film. Așa. Pentru că el vrea să înceapă să cunoască secretele circuitului și ale curselor și uh, pașii ăștia va trebui să i facem. Din punctul meu de vedere și ceea ce am spus și lui, este că primul și primul lucru este să lase mașina așa și să obțină ce poate maxim din ea așa cum e. Fiecare ce mașină are. Asta înseamnă că trebuie să lucreze la el. Să lucreze în primul rând la el. Și... C ai zis tu asta. Da. După ce ajunge în momentul în care va face 10 ture de circuit și toate cele 10 ture de circuit vor fi într-o zecime sau în două zecimi, înseamnă că ai ajuns la limita materialului, atâta se poate și ești tu acolo unde trebuie să fii. La noi era o chestie foarte importantă ca în toate manșele de concurs să reușești să fii la finish în aceea zecime sau în două zicime. Uh -huh. Și uh, asta demonstrează skill-ul. Dacă ți-aduce aminte, în urmă cu câțiva ani am fost la invitat la o echipă de, la o cursă de masters european uh, erau practic un omagiu adus tuturor campionilor de coastă din Europa. Master S-ul ăsta desfășura la EC Homo. A fost, cred că, în 2016, 2017, atunci când am fost și eu invitat. Și în cursa respectivă nu câștiga cel care avea timpul cel mai bun câștiga cel care avea diferența între cele două urcări cea mai mică. Ce tare! Înțelegi? Lucru care spune ceva. Un Masters de nivel european să aibă o, o da. astfel de, de, regulă. De, de regulă și de diferențiere spune ceva. Și atunci revin la ce spuneam mai devreme. Întâi trebuie să reușești să-ți faci timpul tău pe circuitul respectiv cu mașina cât se poate, cu mașina de, stoc, cât se poate de stoc. După care primul lucru pe care trebuie să-l faci este upgrade-ul de anvelope. Să treci de la cum, nu anvelopele de stradă, nu, motorul e printre Hai ultimele. Hai să facem nu. cai, că toată lumea face cai. Vin cu mașini de 500 de cai <coughs> și vor 600 de cai și vor 700 de cai. Mai am învățat din experiența mea că dacă faci pașii prea rapizi, nu reușești să te adaptezi și să domini tu mașina. Trebuie să pleci de la mașini mici, cu putere mică, pe care să le domini tu și să faci pași către mașini mai puternice, mai bune, pe care totul să le domini. Dacă faci sar de la, nu știu, Dacie, te duci direct în M5, și M5-ul este mult peste nivelul tău și el te domină pe tine, tu nu mai faci pilotaj, Nu ai cum să faci pilotaj, pentru că mașina te duce unde vrea ea. ai cum și te teamă, și teamă de ea tot timpul. Și atunci eu cred că trebuie făcuți pași mici. Așa cum am făcut și eu. Am plecat de la ritmul, am ajuns la 1, am trecut la escort, am trecut la escort de grupa A, la escort de grupa N. Am trecut prin 7-8 mașini până am ajuns la mașini cu adevărat tare. Mi-a fost utilă treaba asta. De multe ori mi s-a părut că am prea făcut lent, saltul. Pasul? Nu prea lent, câteodată mi s-a părut că am făcut pasul prea rapid. Prea rapid de exemplu, okay. când am sărit de la Fordul de grupa N la Lancie... Era diferența mult prea mare și mi-ar mai fi trebuit un pic de timp de acomodare. Dar revenind la discuție, te-am zis, prim, primul upgrade eu cred că sunt anvelopele. După care înveți să folosești anvelope. Anvelopele ce înseamnă? Înseamnă aderență. Aderența ce înseamnă? Înseamnă ruliu la mașină. Da? În momentul în care începi să te lași în anvelope și ai aderență, mașina începe să facă ruliu. Atunci tu trebuie să Începi să faci un pas în zona asta. Primul pas mic înseamnă băr stabilizatoare. Bărle stabilizatoare practic îți anulează din ruliu și îți permit să te încadrezi pe trasa pe care ți dorești fără să mai simți acel understeer, adică să-ți împingă uh -huh. botul pentru mașinile tracțiune. față sau oversteer în cazul celor tracțiune. Cât de mult ajută direcția, să fie mai precisă? Foarte mult ajută, ajută. Foarte mult ajută direcția. Bara stabilizatoare e cea care dă precizie. Pentru că în momentul în care ești la volan, când tu virezi, îți simți imediat că mașina, primul lucru pe care îl face este lasă. Să, să se lase. Să facă ruliu. Tu în momentul în care anulezi ruliu ăsta, când ai virat, nu mai ai primul... Transmiți, transmiți direc către sor, direct către sol. Nu mai sor. transmiți în amortizor, care e, se comprimă exact, și abia apoi exact. să, da. După ce ai trecut de barele stabilizatoare, următorul pas sunt suspensiile. Pentru că suspensiile sunt cele care cedează în momentul în care devii mai bun și mai hotărât pe viraj și începi să le folosești din ce în ce mai mult, suspensiile nu mai reușesc să se răcească, arcurile nu-și mai fac treaba, ăsta ar fi următorul pas care trebuie upgradat. După suspensie, greutatea mașinii. Vrei să faci mai bine de atât, trebuie să ușurezi mașina în consecință. Încă nu umblam la frâne. Frânele pe circuit sunt foarte importante, dar depinde foarte mult de câte ture vrei să faci în circuitul okay. respectiv. Pentru că în momentul în care tu vrei să faci legate 10 ture, atunci sunt definitori. Trebuie să faci apărit frâne, să poți să le răcești. Dacă faci o tură eu încă suntem ok. Uh -huh. După ce am ușurat mașina, s-ar putea ca frânele să devină mai eficiente. Mai pentru că mașina vine mai da. ușoară, are altă inerție. Dacă... Are altă inerție. Uh, în faza asta, putem ajunge și la frâne. După ce ne dăm seama că spațiile de frânare pot fi reduse în consecință, dacă primul în de... hai să ne oprim un pic la frâne. La frâne nu trebuie sărit făcut pas mare. Iarăși, primul lucru, o plăcuță. Mai deșteaptă. Okay care exact, să aibă un bite mai bun, care în momentul în care te sui pe frână, să simți că imediat ai pus mașina în genunchi. Dacă vrei mai mult de atât, discuri diametru mai mare. Dacă vrei asta mai mult de atât, și etrier. etrier. Exact. 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 Uh, chestia asta cu frânele e o chestie foarte sensibilă și dacă faci pasul ușurării mașinii înainte, s-ar putea să-ți dai seama că pe circuit normal unde faci legate două ture, s-ar putea să nu fie nevoie să umbli mm -hmm. încă la frână, pentru că n-ai crescut puterea motorului. Practic, durata de accelerare da. și viteza pe circuit este tot aceeași. Iar frânele gândite de producător sunt frâne gândite de producător. Dacă te-a pus să faci invenții, o să ai probleme cu repartizarea față-spate, cu momentul în care frânezi blochează spatele, ceea ce știi foarte bine. Exact. 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 Și atunci, deocamdată, e de preferat să Ușurez mașina și să mai lași un pic frânele. Când vom ajunge la pasul următor care înseamnă transmisie, din punctul meu de vedere, okay. pentru că într-o mașină de curse cel mai mișto feeling țintă cutia de viteze. Dacă ai o cutie precisă, eventual cu craboți sau secvențială, în momentul în care tu vii și frânezi pe un viraj, una este să te chinui, să cauți vitezele, să fii dezechilibrat, alta este să faci bam, 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 să dai patru înapoi. Este senzația de pilot, de acolo vine, din transmisie. Nu din motor, nu din altceva. Când ai o transmisie deșteaptă și vii pe frânare și dai două înapoi, da. A, ăla este feelingul pe care ți-l dorești tu ca și pilot. Clar, clar. Doar clar. că de aici încolo de aici nu prea încolo mai începe, de stradă. Începe să coste. Da, și de aici, aici, începe să coste. Exact. După care când consider că lucrurile astea le-ai făcut sau nu vrei să le faci, ultimul pas din punctul meu de vedere este intervenția asupra motorului. Unde poți să faci pași nenumărați. O resoftare, o modificare de evacuare. Uite, o... asta cu resoftarea. Hai să zicem că o mașină cu un motor de 2 litri turbo, în momentul ăsta face cam între 250 și 300 de cai. Corect? Da. Cât de aproape de limita maximă, din punct de vedere fiabilitate, e un motor de 2 litri turbo la puterea asta? Destul de departe. Departe? Da. Adică cu, un, cu motor, stock, un cu... motor făcut de o un producător care se respectă da, 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 da. de 2 litri turbo poate să urce ușor până în 370-380 de cai fără, fără să existe la... okay. riscuri asupra Doar că probabil bine, de... să n-aibă 300.000 de mii de kilometri să Asta, fie uzat da, sau da. cine știe ce alte probleme interne dar marjele pe care și le iau producătorii sunt destul de mari pe de o parte, pe de altă parte obiectivul lor în momentul în care ei mapează o mașină, nu e puterea ei își targetează o putere minimă, dar urmăresc consum și urmăresc poluare. Poluare. Dacă tu conform când, normelor. Tu când te apuci să faci o altfel de resoftare pentru circuit, ai de la o parte cele două criterii pe care da. fabricantul le are, consumul și poluarea, și te duci către performanță. Nu se pune problema să ai probleme cu un motor civilizat. De 2 litri turbo la 370 de cai. Ok, deci să zicem că un stage 1 putem să-l facem liniștiți, liniștiți, fără să ne gândim că spargem motorul în următorii 10.000 km, da. cu condiția să fie făcut într-un loc unde cel care face electronica. știe ce să facă, și cu condiția ca motorul să nu fie obosit, să fie în condiții optime de utilizare. Ca Ar fi bine să facem o. Ce este cuvântul. Când măsori compresia să-i facem o compresie înainte de resoftare? E bine să-i faci o compresie înainte de resoftare, clar. Este chiar indicat. Dar nu este totul. Adică nu doar compresia e cea care definește nivelul de utilizare al unui motor. Pentru că în momentul în care tu te-a pus să faci un soft la mașina respectivă, practic îi crești puterea crescându-i presiunea medie efectivă pe fiecare cilindru. Deci, practic, efortul pe care îl susține fiecare piston și fiecare bielă va crește. Da? Efortul ăsta unde se descarcă? Pe cuzineți și pe arborile cotit. Acolo este primul punct vulnerabil când tu crești turația și crești puterea și presiunea pe piston, trebuie să fii sigur că cuzinețe sunt băți. Ăla e lucru care îți poate genera costuri foarte mari. Dacă compresia e ușor scăzută, pierzi din putere pe lângă segment, se duce compresia în baie, okay. mare lucru uh -huh. nu se întâmplă. Dar dacă linia jos nu este în regulă, e cam problematic. Și, ok, cum, cum ne dăm seama, mă rog, ok, știm de kilometri, da? Cum ne dăm seama? Kilometri, de cum arată uleiul când îl dai afară, uh, poți să-l treci printr-un sistem de filtrare să vezi dacă există urme de șpan sau uh -huh. de alte materiale rămase, culoarea uleiului, dacă lucește sau nu lucește, presiunea de ulei pe care o ai atât în ture uh -huh. cât și la relantii e importantă. Dacă presiunea de ulei în zona de relanti se duce în jos, față dacă producătorul îți spune că trebuie să ai o presiune de ulei în jur de 0,9, un bar la relanti și tu ai 0,4, clar undeva ai niște toleranțe foarte mari, niște uzuri uh -huh. și atunci pierderile de presiune sunt mari. Nu e indicat să-i faci cine știe ce soft. Ok. Uleiu uh, uleiul. Acum puteți vorbi de asta cu uleiul, că... Nu da. cred că ne permitem că să facem nou. Da, nu, te, la, vreau la chestii generale, da? În sensul în care cât crezi că e de important Uleiu la o mașină care nu are modificări la motor, dar care merge pe circuit și e utilizată în regimul ăsta de ture multe și... Este foarte important pentru că o mașină care merge pe circuit cu siguranță va ajunge la temperaturi ridicate ale uleiului. Și o caracteristică foarte importantă a oricărui ulei se cheamă HTHS. Multă lume nu au auzit de HTHS. hths ăsta este o caracteristică pe care o găsești în fișa tehnică a oricărui ulei, dacă o cer importatorului sau producătorului, se numește High Temperature High Shear. Asta reprezintă <laughs> rezistența la ruperea moleculei în condiții de temperatură ridicată. Tu fiind pe circuit... Ai șanse foarte mari să ajungi la 120-130 de grade. Dacă uleiul Noar. pe care îl folosești nu are o rezistență la temperatură adecvată, rupe molecula și nu mai are nicio proprietate de ungere. Și atunci nu mai avea nicio proprietate de ungere, ca și cum mai avea apă motor. Nu mai unge nimic. Uh -huh. Din cauza asta, în momentul în care hotărăști uh -huh. să te duci să-i dai pe cocoașe, e bine să ai uleiul corect Un ulei, în... un ulei corect. Și cam pe la câți kilometri, dacă se folosește mașina, nu știu, să-ți dau un exemplu, 50% pe stradă, 50% în regimul ăsta. Ai recomandat să schimbe uleiul? Aici este o discuție un pic mai amplă, pentru că o altă problemă pe care o are uleiul, mai ales în condițiile de utilizare sportivă, este diluția. Tu ca să obții cai, ești tot timpul cu gazul deschis dacă ești cu gazul deschis, injectoarele dau benzină ca la balamuc. Da. Dacă ai și un sof făcut, bagă benzină <gri> mai ca mai, la balamuc. la Toată benzina aia care nu se arde, se scurge pe lângă segmenți și ajunge în ulei. Uleiul se diluează. Motorul la un moment dat, făcuse un ulei care se numea Le Mans 24 de ore. 20 -60. 20 60 care îl știi foarte bine. Care era gândit tocmai pentru a rezista la această diluție preț de 24 de ore, că nu stătea nimeni să schimbe uleiul în astea 24 de ore. N-aveau timp. Da, 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 Și da, da, da. atunci era aditivat în așa fel încât el rezista la diluție de până la 30%, adică să devină 30% benzină, 70%. Da, 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 asta era ce promovau ei. Și se folosea la aleman În condițiile în care ai trac de iuri destul de des, ai o mașină softată și nivelul de diluție E mare, eu recomand să nu se depășească 3500-5000 de kilometri cu un schimb. Okay. Dacă ai o mașină care o folosești și strada, noi la curse schimbăm uleiul la două curse. Vai, două da. curse înseamnă 500 de km. Da, 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 da. da, da. Um, bun, interesant asta. Uitați-mă de asta cu HTHS, că știi că am vândut și eu modul și știu. știam fișele alea pe de rost, mai ales la 3TV. Uh, început să nu povestea cu evacuarea. Și chiar m-a întrebat cineva, și vreau să-ți adresez întrebarea, uh, legată și de partea asta de legalitate. Putem să avem tot o evacuare performantă, zgomotoasă, dar și legală în același timp? Există producători care au sisteme de evacuare construite cu agrementare tuv, rar. Și îți dau exemplu Acrapoviciu. Acrapoviciu, când îți o evacuare pentru mașină, pe lângă faptul că e costisitoare, dar ei fac testele care încadrează evacuarea în normele de poluare și normele de poluare fonică și tu poți să o ai pe mașină legal. Dacă te oprește cineva pe stradă și îți spune că faci prea mult zgomot, scoți cârtiuța de la TUV, îi arăți exact că zgomotul este în limita normelor germane și nu are cine ce să zică din punctul ăsta de vedere. Din păcate, lucrurile de genul ăsta sunt costisitoare. Și atunci și... oamenii fac țeavă de colo-colo. Și atunci, da. Da. Țeava de colo-colo e, doar de, e doar de zgomot. De multe ori este chiar un minus. Pentru că mașinile cele mai zgomotoase pe care le auzi, în general, sunt aspirate, care fac ture multe. Aceste mașini aspirate sunt gândite intrăm într-o chestie tehnică. Eu încerc să-ți explic, <trui> dar tu înțelegi, dacă nu înțelegi, îmi spui. Motorul are niște axe cu came, da? Fazele axelor cu came sunt relative între ele, admisia și evacuarea, și deschiderea lor dictează umplerea și golirea cilindrului. Ca să se optimizeze această umplere a cilindrului, ele au nevoie de o presiune în sistemul de evacuare, care se numește back pressure back pressure-ul ăsta face ca și gazele să rămână în cilindru o perioadă mai lungă, astfel încât să se optimizeze arderea. Dacă tu faci o evacuare cap-coadă goală, pe lângă faptul că distruge acel back pressure, contrapresiunea, contrapresiunea din evacuare, care se vede imediat pentru că mașina începe să facă Pops and Banks din Pops Exact. Okay. Pentru că ajunge foarte multă benzină nearsă în eșapament. Și atunci bubuie. Și atunci bubuie, că eșapamentul da. este încins și bubuie. Dar benzina aia nearsă înseamnă și lipsă de putere. Că scopul ei era să ardă în cilindru, nu în afara cilindrului, și să creeze putere. Și atunci a, ajunge într-un moment în care nu obții decât zgomot. Dar Pops and Banks de la Crapovici e? Popsenbengsu de la Acrapovici este gândit să facă așa. Aha, okay. Nu este. Iar uh, prin faptul că se aude și la Acrapovici nu înseamnă că e făcut de ei. Popsenbengsu se poate face și din soft. Adică da. noi foloseam chestia asta la curse ca și ALS, injectând o fărâmă de benzină în momentul în care supapa de evacuare era deschisă. Pentru că în mod normal tu când mapezi un motor trebuie să injectezi benzina în momentul optim astfel încât să se creeze un amestec corect la un raport lambda pe care ți-l dorești să obții puterea pe care ți-o dorești. În momentul în care vrei să faci un pic de ALS dai un jet de benzină când supapa de evacuare e deschisă benzina ajunge direct în galeria turbinei explodează și începe să învărtă turbina. Asta înseamnă ailes. Uh, turbina ține, în presiune. Ține turbina în presiune și în turație, da. Uh, mai avem două întrebări. Am depășit ora, dar nu, mie nu-mi pare rău. Și vine aș sta încă 3 Nici, 4, nici nu vine de... să cred că am depășit ora. Am, am depășit vor... ora bine. <laughs> am vorbit cam mult, s-a uscat gura. Păi uite, bea un pic de... Nu știu ce-i acolo. <laughs> Apăplată. Apoplat. plată exact. Nu, dar e zero, că suntem amândoi. zero, suntem la da, regim. Sunt foarte mulți uh, băieți cu resurse financiare uh, nelimitate, dacă pot să zic așa, cu mașini super scumpe și care, așa cum am zis, investesc uh, în puterea motorului prima dată, în zgomot și așa mai departe. Dar sunt mulți care investesc inclusiv în uh, fitmentul roților. Și vezi pe foarte mulți, da, e această modă care au roțile foarte, mă rog, camberul, da, e foarte, foarte accentuat. Uh -huh. Există așa, o așa zisă cultură pentru treaba asta. Mie nu-mi place, sincer. Mă rog, nu, e o chestie subiectivă, clar. Cât de mult afectează ținuta de drum? Iarăși ajungem la discuția obiectivului. ce îți dorești să obții când faci aceste modificări? Îți dorești un aspect estetic mișto să stea roțile cum să dea bine la spectatori? Sau îți dorești eficiență pe circuit? Acum fiecare are obiectivele lui. Doctor. Dar inclusiv pe stradă e periculos. Inclusiv pe stradă periculos în momentul în care depășești anumite limite ale bunului simț. Dacă te apuci și mergi cu camber de 7 grade și tu mai ai o pată de contact de 7 cm pe fiecare anvelopă, clar e periculos că pierzi aderența. Din câte știi noi la curse, ca să optimizăm chestiile astea, au și ele o explicație logică și mecanică. Ca să optimizezi camber se măsoară temperaturile anvelopei. Există o fișă caracteristică care o completez la sfârșitul fiecărei probe sau urcări de concurs, măsurând temperatura exterioară, centrală și laterală a ți -aduc îți aduce aminte și îți notezi pe hârtiuță. Dacă diferența dintre cele trei temperaturi este mai mare de 10 grade, ceva este neregulă. Dacă este foarte încins cauciucul pe interior, înseamnă că căderea este prea, foarte da. mare. Dacă este foarte încins pe exterior, înseamnă că mașina se lasă foarte mult în viraj, bagă roata sub ea și încinge mai mult exteriorul și decât interiorul. de camber. Și atunci mai merge un pic de camber. Și atunci, orice modificare de genul ăsta pe care vrei să o faci, nu faci așa că îți place dă bine, ție, că dă bine dă dacă băiețeală. vrei să o faci profesionist, trebuie să o faci așa să-ți măsori temperaturile, să știi exact acum în ultimă fază au apărut niște soluții mult mai deștepte de atâta. există niște senzori laser care se montează pe pa mașinii Înțelegi? Și îți măsoară pe toată urcarea temperatura anvelopei în cele trei puncte ale anvelopei. Ale și te duci sus la finish și își descarci fila să vezi ce ai făcut și te uiți ce temperatură medie am avut pe exterior, ce temperatură medie am avut pe interior, ce temperatură medie a fost pe mijloc. Unde îmi creștea temperatura? Pe linie dreaptă sau pe viraj? Înțelegi? Adică sunt o grămadă de lucruri de genul asta care trebuie luate în considerare. Altfel e doar o chestie de frumusețe sau de, mă rog, așa cum mai scultura asta cu camberul, exact. mașina de show. Uh, Paul, sunt oameni care fac sau își doresc să facă anumite modificări la o mașină de stradă, poate zicem cu bani puțini, da? să modifice doar suspensia sau doar frânele sau, mă rog, poate, așa cum a zis, puterea la motor și sunt chestii care merită, chestii care nu merită sau sunt chestii pe care dacă atunci când le S sunt chestii pe care atunci când le schimbi, cer la rândul lor să mai modifice alte lucruri. Clar este un lanț. E un lanț. Dacă umblăm, de exemplu, la suspensie. Deci pe o mașină, să-ți dau un exemplu, hai să nu mai zicem de BMW, să zicem de Mercedes. Să-mi iau un Mercedes uh, c clas, da? Și vreau să-i pun o suspensie care să-mi asigure o ținută de drum mai bună. Dacă schimb doar suspensia, stric, ce, stric altceva? se strică altceva la ținuta de drum sau ar trebui să mai schimb ceva, ceva brațe, ceva, nu știu. Nu, de principiu nu. Dacă am ajuns la discuția asta, știi că mașinile pot veni din fabrică cu suspensii confort, cu suspensii sport, cu mai multe tipuri de suspensii. Acum, dacă proprietarul mașinii respective consideră că suspensia pe care o are el nu e cea pe care și-ar fi dorit -o în momentul în care ar fi comandat mașina de nouă, poate să-și facă upgrade de suspensie pentru că își dorește o mașină mai fermă pe viraje, pentru că el are un stil de condus, stil de condus mai sportiv, care nu se mulează pe mașina, pe uh, suspensia pe care o are. Uh, lucrurile astea se întâmplă și sunt tot felul de producători care fac upgrade-uri de genul ăsta și cei care uh, ajung la această concluzie E clar că renunță la partea de confort, pentru că tu când ai... Deci, o sus... pierzi ceva când pierzi, schimbi. Pierzi ceva. Când schimbi o mașină stock, undeva trebuie să faci un compromis. Undeva faci un compromis, pentru că dacă ai o mașină foarte confortabilă care mergând pe șina de tramvai nu simți nimic înăuntru, dacă când ajungi pe circuit, îți dai seama că este mult prea moale și ți-ai dori altceva și spui suspensia sport când treci pe șina de tramvai, o să se din din în Asta este clar. La fel se întâmplă și cu anvelope, dacă tu ai jante pe 16 cu anvelope pe 16 cu talon sănă sănătos și este mașina confortabilă, treci prin gropi ca pe pernele de aer și după aia spui pe 18 cu talon atâta, Poate pietrele la renichi. Da, 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 este. E Iarăși, o chestie de obiectiv. Ce-ți dorești să obții și câte compromisuri ești dispus să faci în situația în care obții exact. ceea ce ți-ai dorit. Exact. Și știi că sunt mulți care au senzația că atunci când schimbă suspensia și pun o suspensie tare obligatoriu mașina aia va avea o ținută de drum mai bună. Tocmai aici de asta am și deschis subiectul bărilor stabilizatoare. Suspensia tare nu înseamnă că îți oferă o ținută de drum. De multe ori Strică. oamenii fac o greșeală confundând ruliu cu duritatea suspensiei. Suspensia are rolul de a urmări denivelările în momentul în care mergi drept pe un drum unde ai pietroie de toate felurile sau cine de știe nivelere, ce bumper. Da. În condiții de mers drept. În condiții de mers pe viraj, nu suspensia este aia care face să nu se înclină mașina, ci bara stabilizatoare face să nu se înclină mașina. Care bara stabilizatoare pe linie dreaptă nu are niciun fel de efect, pentru că nu există diferență de înălțime între basculele uh -huh. stânga-dreapta. Și atunci tu îți păstrezi confortul de mers pe linie dreaptă, în condiții de gropi, pietre și așa mai departe, și obții o plăcere de mers pe circuit. Înlocuind doar barele stabilizatoare. Uh -huh. Asta este primul lucru care trebuie făcut, și nu o suspensie mai dură. O bară stabilizatoare mai țapănă. Da, și am întâlnit des oameni care zic, băi, am schimbat suspensia, am pus tot așa. Nu știu. KV, habar n-am, ZAC, în fine, Bilstein și așa mai departe. Și, domne, când plouă, mai ales, nu știu, dacă e și drumul un pic denivelat, nu mai stă mașina pe drum. E normal, pentru, pentru că, că, că roata nu mai copiază, contactul exact, exact, cu asfaltul. Ea da, da, da. jumate din drum, e în aer. <laughs> da, exact. Asta este o temă complicată, și în motorsport, pentru că se reduce la capacitatea fiecăruia de a-și seta suspensiile. Suspensiile de curse, știi foarte bine, vin cu 2, 3, 4, ba, 5, 3, 7 mii de, de reglaje. Da, da. Dacă nu ai finețea și nu simți exact ce se întâmplă sub roată, e foarte complicat să setezi. De-aia, în ultimii ani, au venit cu soluții. Care nu mai sunt atât de dependente de feeling-ul piletului. S-a montat pe fiecare basculă un senzor cilindric de care măsoară distanța, practic lungimea, și pe viraj vede frecvența de lucru a senzorului respectiv și nivelul lui de comprimare în diferite condiții de. a amortizorului. Da. El se montează practic în paralel cu amortizorul. Mm -hmm. Se montează între basculă și caroserie. Tu pe drum vei urmări drumul denivelat sau nedenivelat, iar cititorul ăla de distanță va crea niște grafice de frecvență care vor releva inginerului cât de tare lucrează amortizorul, cât timp stă anvelopa pe asfalt, cât de mult se lasă mașina în momentul în care se înclină într-un viraj și are ruliu și în funcție de asta ia niște decizii cu privire la reglajele suspensiilor pe care trebuie să le folosești pe mașina respectivă. Și atunci se elimină un pic feeling-ul pilotului, intervine inginerul care cu formule matematice știe să-ți regleze suspensia fără să mai stai să-ți spui tu, mi se pare că acolo e prea tare, acolo e prea moale, mai dă două clicuri, mai dă șapte clicuri, cum vorbeam noi mai devreme. Uh -huh. În ziua de azi lucrurile astea se pot face și inginerește, nu neapărat pe feeling. Deci tu zici că dacă eu am bani să-mi cumpăr mâine un BMW M4, ăsta nou, da, g cu care și pe mine că îmi place. Cu care și mers da. că-ți place și m-a bucurat treaba asta. Uh, investiția într-o suspensie mai bună decât aia creată de ingineri pentru mașina de stradă ar fi fie prea mare, fie munca de a o seta. N -ar... Nu ar merita adică ar trebui să stau să fac acest setup în adică când plouă când tu ingi, trebuie când... să iei în considerare că în patru ăla care l-ai cumpărat tu de la fabrică este testat și gândit pentru diverse condiții de utilizare mult mai multe decât îți imaginezi tu pentru ploaie, pentru zăpadă pentru circuit, pentru nisip pentru dragi bolțați. tu în momentul în care ții o altă suspensie tai toate celelalte variante și, și, și setup. Te, te, te dedici circuitului și atunci când e zăpadă sau ploaie sau nisip sau Dar sice, să te bași pe subia să lucrezi. Ori te bași pe subia, ori o lași în garaj. Da. Nu cred că o mașină Merită. de genul ăsta când ți-o iei, te bucuri de ea așa cum e. Când te hotărăști să o modifici, renunți la utilizarea zilnică, renunți la uh, plăcerea de a o scoate în weekend, o faci deci de, de trac și da. ai... Rămâne de trac. Oi pui slicuri, îi pui frâne, Bine, îi pui atunci doari. așa o fac. Așa o fac, toți am zis să mă chem și pe mine să testez da. Bine, ca ultimă întrebare Pentru că așa cum ți-am zis Asta e un podcast despre siguranța rutieră Și chiar dacă te-am invitat Din foarte multe motive Unul dintre motivele pentru care te-am invitat Este faptul că trebuie să vorbim un și despre Ce se întâmplă pe stradă azi Știi bine că în România Ducem o luptă, e un război continuu, În fiecare zi mor în continuare De vreo 12 ani încoace 5 oameni în fiecare zi și băieții ăștia cu bani care se duc și ștunează mașinile și le modifică, fie că își pun doar un colant și trei dungi pe capotă și niște jante mai mari, au așa o chestie. Când ies cu mașina pe stradă, se supraestimează din foarte multe motive și ajung să provoace accidente. Și de cel mai multe ori sunt băieți cu mașini puternice. Cred că putem că... să combatem treaba asta. Ce am, nu știu, că tu ai copii, da? Robii mâine, mine și a permis. Și eu am copii. Ai mei au deja permis o parte dintre ei. Și eu îmi doresc să crez un mediu mai sigur că, na, noi o să murim la un moment dat și ei rămân singuri în această lume. Din Cum păcate, am... ține de educație și de respectul față de ăla pe care l ai lângă tine. În momentul în care tu te sui la volan și te crezi Dumnezeu că ți-a luat mama, tata, Ferrari, cine știe ce ți-a luat, respectul față de ceilalți din trafic este redus la zero. Și cred că ăsta este primul pas, educația. Și aici lucrurile putem da, să discutăm de, despre ele foarte, foarte mult. Dar, trecând peste chestia asta, ajungem în momentul în care zicem, bă, ăștia suntem. Ce putem să facem ca exact. să îmbunătățim chestia asta? Și atunci nu putem să responsabilizăm oamenii decât prin informații, prin exemple și prin uh, experiențele altora. Pentru că sunt convins că un tip de genul celui despre care vorbeai tu mai devreme, dacă are un accident serios sau cineva apropiat lui, începe să înțeleagă riscurile. Eu pot să spun că pot să mori în mașină și la 50 la oră. Asta este foarte clar. Mai ales la viteze care depășesc nivelul ăsta. Trebuie să conștientizeze că nu sunt doar ei pe stradă, că mai sunt și alții și că greșeala lor sau a lui, în speța acelui în discuție ipotetic, nu-l afectează doar pe el. Afectează pe toți ceilalți. Poate să moară un om nevinovat care stă într-o stație de trolebuz și el pierde controlul mașinii și îl omoară fără să vrea. Și după aia, când spunem pare rău, cam e cam târziu. E, e mult prea târziu. târziu. Dar uite, robii peste patru ani și-a permis de conducere. Ce mașină o să iei? Aici este o <laughs> dilemă. Eu îmi doresc să aibă o mașină care să-l protejeze. Nu vreau să aibă vreo mașină sport. Mă bucur, pe de parte, că nici el nu-și dorește să meargă pe stradă cu cine știe ce. E. Dacă este o mașină suficient de mare ca să fie safe, el a că vrea să meargă pe circuit. Ceea ce aș vrea să-i învăț pe toți. Cei care au dorința asta și pasiunea de a se simți piloți, să se simtă piloți pe circuit și medii organizate, nu pe stradă. Pe stradă, important este să fii safe, să te deplasezi din punctul A în punctul B, cu siguranța că vei ajunge. Dacă intervine IFU, pilotul, pilotul riști și pielea ta și pielea celor de pe stradă. Pe circuit, măcar te duci în cunoștință de cauză, pregătit, cu cască, cu cagulă, cu centuri, cu toate alea puse umorâ. la punct, n-ai pe cine omorâ, Sare într-un șans, nu e nimic, e un fier, nu se întâmplă nimic. Uite, colegul meu, Radu Ariciu, că -l știi pe Radu, uh -huh. are doi băieți. Unul dintre ei are permis de conducere de 2 ani deja și, evident că n a tânăr fiind, dar are și el un BMW, în fine. Și uh, Radu. Eu nu i-aș la BMW-ul, Nu, în primii doi ani de conducere nu. Pentru că BMW-ul este o mașină pregătită și prevăzută 99% din modele tracțiune spate care pentru, adică propulsie, cum spui tu și îți place să spui. Punte motoare în spate. Punte motoare în spate. În primii 2 ani de experiență trebuie făcuți... I-a luat un X-Drive totuși. Atunci I-a okay, luat un X-Drive totuși. Dar uite, că este o metodă, inițial a zis că e comunist și a zis, bă, nu se poate, nu. adică ai uitat că ai fost tânăr, știi? Dar mi se pare foarte tare. I-a montat, i montat sistem GPS, și noaptea la două primești alertă pe telefon dacă depășește viteza legală. Sine și nu are sună. astea pe telefon. A, adică și cu bicicleta primesc dacă a depășit viteza cu bicicleta că acum mai place downhill-ul să duce pe nu știu unde. Și are și perimetru definit și viteză. Și dacă cumva Ți se iese... pare că suntem exagerați dacă facem asta? Mie mi se pare o metodă de control prietenească și totuși... Nu cred cât că timp, cât, 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 Cât timp copilul e în siguranță Măcar a primit doi este trei ani important. Știi? știi că nu poți să lași totul la îndemâna copilului că poate nu are atâtea experiențe și nu este uh, conștient de ceea ce se întâmplă în jurul lui. Și atunci trebuie să ții niște măsuri de precauție. Da, ești părinte, altfel, na, îl lași de capul lui și sper că totul va fi bine. Da. Contează infrastructura? Că mulți colegi de-ai de spun că nu contează. Nu există așa ceva. Din punctul meu de vedere, pe primele locuri, infrastructura. De ce? În țări în care drumurile sunt 90% autostrăzi, în care sensurile sunt separate și nu riști să dai bot în bot cu vreunul de pe contrasens, nivelul de morți pe stradă este Redus. mult inferior. Eu am făcut așa un trio. Eu consider că în România se vor schimba lucrurile atunci când, așa cum ai spus tu, educație, da, educația începând de primii șapte ani de acasă. Exact, da? exact. Adică momentul ăla în care tu înveți ce e respectul, de fapt, atât pentru tine cât și pentru ceilalți. Apoi educație însemnând participare la tot felul de cursuri și de experiențe, nu știu, pur și simplu să te duci orice fel lucru. de experiență da, e da, orice important. fel de experiență pentru că eu am zis așa, în momentul în care a ajuns un om, chiar dacă n-a făcut niciun curs în viața lui, a ajuns la un track day și vede cam cum se desfășoară lucrurile pe un circuit, eu zic că la primul trec de 10% va fi convins să nu mai meargă tare pe stradă. La următorul trec de 20% și tot așa, până când o zic că Bă, vreau să merg tare și safe, mă duc acolo. În general, și... oamenii ăștia care au o atitudine de genul celeia pe care ai menționat-o tu, au impresia că ei nu au ce învăța, că ei le știu pe toate. Da. Dar sunt convins că venind la un astfel de curs... Sunt multe lucruri care nici nu te gândești că se pot întâmpla sau că trebuie să le iei în considerare. Adică, te gândești oare că e, nu e bine să-ți lași laptopul în spate la mașină, că în cazul unei frâne îți sparge capul și te omoare? Da? Da, 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 da. nu, nu te gândești la așa nu te ceva. Gândești, nu te Dar sunt niște butoane care ți se aprind în momentul în care cineva ți le spune. Și e important să înțeleagă. Că orice fel de experiență de genul ăsta te poate învăța un lucru care îți salvează viața. Da, da. Apoi, ăsta e uh, factorul principal, după care consider că pe oamenii ăștia pe care nu îi poți educa, îi poate educa doar poliția. Autoritățile în general, ei. sisteme de monitorizare, amenzi care se dea, foarte multă prevenție, nu stat cu radarul în... în boschet și așa mai departe. Și trei, da, poate pe același plan ca importanță, infrastructura. Am făcut podcast cu Mircea. Eu cred că dacă în fața balustradei în care a intrat mașina era o zonă de atenuare, Mircea avea picioare. Nu e vorba de a crede, este, cum să zic, reglementat și nu e voie ca niciun fel de pasarela de genul ăsta să se termine orizontal. Peste tot în toate țările civilizate există capete, capete de coborâre, astfel încât să nu există o lamelă orizontală orientată către un potențial participant, la trafic, participant la trafic și peste tot și la noi. E obligatoriu ca aceste capete de poți să se termine spre pământ, numai că Spre pământ, sau am văzut în, pe autostradă. Sau în alte metode de atenuare. De da, cu e cu, cu, cu apă. Sau da. Sunt diverse metode de atenuare. Clar, Mircea ar fi avut picioare astăzi dacă lucrurile astea se întâmplau. Dar. Nu. S-a întâmplat. Da, nu s-a întâmplat. Bine, Paul, eu aș mai fi vorbit încă două ore. Dar ce să crezi? Te mai chem o dată. Mai bine o dată. Te chem și eu la mine. Facem schimb de experiență. Chiar, uite, Am putea să facem și un workshop din asta la tine la atelier. Îți mai cauți oameni? Uite, putem să facem și un pic de HR. <gri> Întotdeauna. Oamenii sunt în ziua de azi un asset foarte important și trebuie să te înconjori de oameni capabili și să-i prețuiești. Că... Deci tu faci angajări în continuare. Cauți în continuare bine oameni înțeles. mecanici și nu numai, și pe partea de recepție și pe partea de Bineînțeles. De piese, așa mai departe. Oricând pentru oameni buni există locuri. Excelent. Bine, Paul, mulțumesc din suflet că ai venit. Mă bucur că ne am reconectat și că am mai povestit. Și mie mi-ai niște amintiri plăcute așa și deși poate că lumea nu crede, în general nu sunt un vorbăreț. Nu, mie îmi place da, să fac treaba ești. și nu sunt un vorbăreț. Păi tu ești dar, de la curse. Da, în general așa <laughs> mi s-a făcut uh, reclamă. Dar astăzi mai uh, incitat așa și Deja mă dor mușchi. Te <laughs> La. dobresc cu plânge. Gata, bine, mersi. Vă salut. ciao